Stimați participanți, distinși oaspeți, onorați membri și președinte al Comisiei Centrale, al cei de-a 10-a ediție a concursului de chimie pentru elevii din învățământul preuniversitar, filiera tehnologică. A 10-a ediție, să zicem că o să fie de nota 10, ne dorim să vă simțiți bine la noi. Avem invitați și oaspeți care ne-au susținut pentru buna desfășurare acestei acțiuni. Domnul primar, inginer Vasile Pavel, pe care rugăm să vină și lângă noi. Doamna inspector școlar general, profesor Plăcintă Gabriela. Domnul conferențiar, doctor inginer Ștefan Thomas, președintele acestui concurs național. Rugăm să las loc. Pe care îi invităm să fie alături de noi la deschidere și să ne adreseze câteva gânduri. În primul rând pe domnul primar, care gestionează activitatea școlară din județul Vaslui. Nu m-am extins încă, dar mă gândesc să mă extind în județ. Să rog mâna. Bună seara, e aproape seară, Hristos a înviat. Vă mulțumesc că m-ați invitat, pentru că Vasluiul s-a obișnuit cu lucruri frumoase. Am avut în anii precedenți Olimpiada Națională și cred că și fizică și lingvistică, științele pământului, a venit rândul acestui frumos concurs de chimie. Și mai presus de orice, a venit rândul Vasluiului ca să demonstreze încă o dată că, în primul rând, și sperăm să facem acest lucru, suntem gazde și gazde bune, să demonstrăm că nu e întâmplătoare această alegere, ca acest concurs să se desfășoare la Vaslui. Și sigur că, cum este la orice concurs, cei mai buni sunt convins că vor câștiga. Dar mai presus de orice și pe lângă cei care în zilele următoare vor concura și își vor demonstra aptitudinile și pregătirea, câștigători suntem noi vasluienii, cadrele didactice din municipiul nostru, inspectoratul școlar, pentru că, iată, Vasluiul, așa cum spuneam, este din nou în centrul atenției. Învățământul ne preocupă, mai bine spus, finanțarea lui corespunzătoare. Învățământul ne creează, poate, cea mai mare responsabilitate a noastră, că pornim și suntem foarte atenți la generațiile ce vor urma și ca atare niciun efort nu este prea mult, prea complicat. Stimate domnule profesor, stimați invitați, dragi oaspeți, îmi doresc să vă simțiți bine la Vaslui, să vă rămână în amintire aceste două zile ca un eveniment bine organizat și cu rezultate bune, iar această disciplină foarte importantă să prindă astăzi elevilor și de ce nu celor care vor urma să studieze mai departe în acest domeniu. Chimia este un domeniu care se dezvoltă și care are câmp de acțiune. Așadar, dragi elevi, puteți să vă desfășurați în acest domeniu și să fiți utili societății noastre. Mult succes cu tot ce vă doriți dumneavoastră și voi încerca și duminică să fiu la închidere. Dacă din motive obiective, pentru că la Vaslui avem finaluri
extraordinare de săptămână, ca și cum luni, marți, miercuri stăm degeaba, o luăm de joi și avem câteva evenimente deosebite în acest municipiu. Peste jumătate de oră începe simpozionul Istoria Medicinei cu reprezentanți de seamă ai medicinii românești. Sâmbătă, în Parcul Copou, Filarmonica din Iași și corul Gavril Muzicescu va concerta concertul anual. Așadar, vă așteptăm la manifestări, vă așteptăm să ne revedem. Dacă nu, vă doresc drum bun spre casă celor care sunt și vor rămâne oaspeți dragi ai noștri. Și am să repet, cu scuzele de rigoare, un lucru pe care îl fac de câte ori am ocazia. Cei care ne vizitează odată, vin cu plăcere și a doua oară. Mult succes! Rugăm pe domnul președinte să ne adreseze câteva gânduri la deschidere. Bună seara! După o pauză de 2 ani jumate, am din nou onoarea și spun asta, o spun din toată inima, să fiu președintele unui concurs, cum e Petru Poni. Onoarea pentru că am de fiecare dată ocazia să-mi cunosc colegii din învățământul preuniversitar, care sunt niște oameni deosebiți, profesorii dumneavoastră, și mai ales să vă cunosc pe dumneavoastră, elevii noștri, care nu sunteți neapărat chimiști. Nu sunteți neapărat chimiști pentru că liceele pe care le urmează nu sunt neapărat licee de chimie. Nici măcar licee teoretice, unde sau secții de știință din liceele teoretice, unde se spune că se pune accentul pe. Mă bucur mai mult însă să fiu aici, pentru că pentru dumneavoastră asta e un hobby. Ori un om care face din inimă și pentru că vrea el ceva, e mult mai câștigat decât ăla care îl face neapărat ca meserie, atâta timp cât meseria nu e și hobby. Și în condițiile astea, chimiști de fapt suntem cu toții. Chimiști suntem cu toții pentru că primul lucru pe care îl face un copil când se naște este să țipe. Adică să elimine bioxid de carbon. În secunda următoare, oxigen, bioxid de carbon. Nu? Și de fapt primii chimiști suntem noi. Încetăm să mai fim chimiști când ne-am dus la întâlnirea cu cel de sus. Un moment, cu toate că are grijă natura de noi. Să ne descompună. Și să ne aducă la elemente. Da, asta nu e un motiv să nu fim veseli, să nu privim zâmbind treburile astea. Vreau să vă spun așa, numai oamenii care sunt cum sunt oamenii, au împărțit chimia în chimia anorganică, chimie organică, chimie fizică. Nu, chimia e una. Chimia trebuie întotdeauna să o priviți ca pe ceva care este viața voastră. Recunosc că nu-mi place să spun, chimia e peste tot. E un loc comun, e un ceva pe care îl tot auziți. Nu, dar gândiți-vă că tot ceea ce faceți e legat de chimie. Ăsta pe care îl iubiți foarte mult, fiecare dintre dumneavoastră, e chimie 90% plus un pic de soft și de electronică. Cu ce sunteți îmbrăcați? Ce mâncați, ce medicamente luați, totul e chimie. Totul e chimie care îi ajută pe toți ceilalți. Și de-aia chimia știe să fie știința care, știința, spun, sau acea ramură a științei care reușește să fie integratoare pentru toate celelalte. Biochimie, chimie fizică, luați dumneavoastră toate exemplele pe care le cunoașteți. Eu nu pot decât să vă felicit pentru hobby-ul pe care îl aveți. Vă doresc succes. Doamnele pe care sunt
sau cărora le mulțumesc din inimă că m-au ajutat și gazdelor noastre, da, mulțumirile după examen. V-au pregătit niște probe interesante, ca să nu spun mai mult. Fiți atenți, citiți tot enunțul, e o boală a generației voastre să nu citească tot enunțul. Răspundeți din inimă, încercați să nu vă uitați la coleg, sigur m-a învățat, mi-a spus mie. Da? Dacă voi ziceți că B e răspunsul bun, e sigur B. Dacă el pune D, greșește. Și sper să ne vedem la fel de bine dispuși și de zâmbăreți duminică, atunci când unii vor primi premii pentru că au fost mai în formă zilele astea. Dar de fapt cei care câștigă pentru viața care urmează sunteți voi cu toții. Și noi, și noi ca generația asta mai bătrână, pe lângă voi, că de fiecare dată când voi zâmbiți, zâmbim și noi. Mulțumesc! Și nu în ultimul rând, doamna inspector școlar general, profesor Gabriela Plăgi. Bună seara, vă spun și eu, domnule președinte, dragi oaspeți mari și mici, vă spun bine ați venit la Vaslui. Vaslui este un județ frumos, un oraș primitor, municipiul Vaslui. Domnul primar este unul dintre cei mai destoinici primari și harnici și v-a oferit surprize plăcute și programe culturale, dar și în modul cum arată orașul acesta. Eu vreau să vă spun doar câteva lucruri despre județul nostru ca și învățământ. Suntem un județ de talie medie ca și populație școlară, dar spunem noi un județ care tinde să ocupe un spațiu cât mai mare din excelența românească. Nu o spun în mod gratuit, ci o spun cu argumente solide, mai ales în faptul că zilele acestea copiii noștri s-au întors de la Olimpiadele Naționale cu o salbă mare de premii. Cele mai multe premii de până acum și toate olimpiadele încă nu s-au finalizat. Cum așteptăm rezultate deosebite și de la acest concurs, pe care eu îl apreciez foarte mult, în mod deosebit, pentru că are ca și arie de interes copiii liceenii din învățământul tehnologic. E mare lucru să-i chemați la asemenea competiții și știu cu siguranță că aici în sală sunt viitori cercetători, farmaciști, ingineri din toate disciplinele. Dragi copii, avem nevoie de voi să mergeți mai departe, să vă dezvoltați frumos, să deveniți buni și cei mai buni specialiști ai țării noastre, dar avem nevoie să rămâneți aici, ca împreună să construim viitorul pentru voi și pentru copiii voștri. Ai noștri elevi din județul Vaslui, vreau să menționez, cu scuzele de rigoare, poate că părem lipsiți de modestie, s-au întors cu locul întâi pe țară la Olimpiada Națională de Geografie, cu maxim de punctaj, s-au întors cu locul întâi la Școala Europeană, de 7 ediții Vasluiul deține locul întâi la competiția Școala Europeană. De asemenea, județul Vaslui s-a întors cu un punctaj cel mai mare la informatică, și nu e puțin lucru, mă refer la medie, pentru că am avut toți elevii care au participat cu premii și medalii. Și de asemenea, un lucru excepțional, zilele trecute, pentru învățământul primar la Olimpiada Rurală, copiii noștri s-au întors cu locul întâi. Nu uităm nici competițiile sportive. Excelăm și aici, avem sportivi de performanță și nu degeaba suntem județul care a dat pe Andreea Răducan, pe care o cunoașteți cu toții. Eu sper ca ospitalitatea noastră să vă convingă că Vasluiul este un ținut frumos și primitor și să vă întoarceți aici, pentru că aveți multe lucruri de vizitat și mai ales să-i cunoașteți pe copiii noștri, pe cetățenii județului nostru, care sunt la fel de calzi și de primitori. Eu sunt sigură că organizatorii v-au pregătit surprize frumoase, și de asemenea că membrii Comisiei Naționale v-au pregătit subiecte bune și competiția va fi una corectă și cei mai buni vor câștiga.
sigur, premii sau experiență prin participare, urmând ca ulterior să reveniți la acest concurs pentru a obține cât mai mare succes. Vă felicit pentru alegerea făcută și vă doresc succes deplin. Mulțumim, gândurile.